Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită. Vă dorim vizionare plăcută! Episodul din data de 6 iulie 2023 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7. Claudia Florescu, în timp ce discuta cu ispita Daniel, a mărturisit că există prea mult ipocrizie. Nu știu când văd atâta ipocrizie nu îmi place. Mă refer la mai multe persoane. Dacă eu simt să danez, dansez. Dacă vreau să stau jos, stau jos, a spus aceasta. Nervii au pus stăpânire pe Bianca Giurcă după ce ispita meu Vasiloni a aruncat cu trandafiri în piscină. Nu mai suport, ai niște gesturi. Adică n-ai un pic de bun simț, a spus aceasta. Ispita Livia Marinescu l-a vizitat pe Marius Moise în cameră, în timpul serii. Am venit să văd cei cu tine, că ai plecat de la masă și am crezut că vii aici să te schimbi și te întorci, i-a spus ispita Liviu. Iubitul Bianca jurcă, Marius Moise, a avut parte de un show incendiar. Ispita Avinia Maris i-a dansat senzual concurentului, iar acesta a fost extrem de încântat se vede că îmi place sau trebuie să fiu mai explicit, a mărturisit Marius. Situația a început să devină mult mai tensionată la bonfireul cu Radu Vulcan. Iată ce dezvăluiri a făcut Claudia Florescu despre trecutul ei, cu lacrimi în ochi. După imaginile văzute cu partenerul său, Ana Maria Măriuță a făcut o dezvăluire dureroasă. Eu am o relație foarte bună cu părinții mei, sunt modelul meu în viață, însă nu am auzit din partea lor U te iubesc cu sau i-ai reușit, a spus concurenta. Bianca Giurca a izbucnit în lacrimi după ce a vizionat momentul în care Marius Moise a atins-o pe ispita Oana Monia. Nu știu ce e în capul lui, nu știu ce încearcă să facă, a spus aceasta.